Anul acesta, înscrierile la clasa pregătitoare se fac mai devreme cu o lună față de 2013. Ministerul Educației a revenit practic la calendarul din 2012, dar s-a ținut cont și de faptul că mai au loc în premieră evaluările la nivel național ale elevilor de clasa a doua, a patra și a șasea și ar trebui evitată o suprapunere a celor două evenimente. Aproape 2700 de bobocei sunt așteptați să se înscrie în cele 130 de clase ce se vor forma în școlile județului Giurgiu. Părinții pot completa și depune online sau la unitatea de învățământ în perioada 24 februarie-14 martie cererile de înscriere a copiilor pentru anul școlar 2014-2015, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. Între 18 februarie și 13 martie va fi comunicat rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului efectuate de specialiști în psihopedagogie. Evaluarea se face în cazul în care copilul nu îndeplinește vârsta până la 1 septembrie 2014. Deci cei care împlinesc 6 ani până în 2014 se înscriu fără testarea psihologică. Se vor duce la testare doar copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie. Chiar dacă la prima vedere cei mici par a nu fi potrivit să stea în băncile de școală, ci la mesele de grădiniță, cadrele didactice sunt de părere că este mai bine pentru copilul de grupă pregătitoare să vină la școală pentru a se familiariza cu școala. Altfel pregătește un cadru didactic, un învățător copilul pentru clasa 1 și altfel pregătea un educator. În plus de asta, copilul se obișnuiește cu școala și nu mai are acea reticență și cred că și un stres la urma urmei referitor la înscrierea în clasa 1. În 17 martie va avea loc procesarea de către Comisia Națională de Înscriere a Copiilor în Învățământul Primar și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea tip de înscriere. Spre finalul lunii martie, mai exact în perioada 21-22 martie, va fi afișat numărul de locuri rămase libere, iar între 25 martie și 4 aprilie urmează a doua etapă de înscriere în clasele pregătitoare.